Astăzi am venit la Sensi, sau cum se scrie oficial, 5NC, e un restaurant foarte bun în Piața Victoriei, în clădirea aceea de sticlă unde are Fitbit sediu, la parter e restaurantul acesta, mai multe restaurante aici. Pe ăsta îl știm pentru că am venit de foarte multe ori și cred că tot ce a fost în meniu a fost bun. Țin minte inclusiv aperitive bune, știi, carpaciu ăla de vită, niște creveți, parcă burgerii arată ok, dar mie îmi place aici foarte mult curry-ul și o să vedem astăzi cum este ceva cu clătite chinezești cu carne de rață. Fac și niște cocktailuri bune, au vinuri, au cafea ok. Ce ții? Mă gândesc la un Mexican taco salad și un condimentul coffee. Da, Mexican taco salad cred că are niște bucăți de la de chipsuri, da? Prin ea, adică. Eu sper să aibă. Da, deci noi am fost aici de multe ori și întreg meniu e bun. Chiar nu cred că am mâncat ceva nasol aici vreodată. Burger nu prea am mâncat, culmea. Avocado toast-ul e trist. Da, dar eu mi-am luat astăzi mandarin pancakes, adică carne de rață gătită lent, clătite, ceapă, castravete, chili. Vedem ce-o fi. Curry-ul e bunicel. Mult pește. Am vrut să-mi iau asta shawarma Ierusalim, sunt curios cum o fac ăștia. Ok, mi-am făcut un fajita de ăsta, un mini taco. Chiar mănânc taco. Tu mănânci salată de taco mexican? Cum arată? Unde-i taco? Uite, sunt niște franjuri de... Fâșiile alea, nu? Da. Taco prăjit. Și eu mănânc taco făcut pe loc, doar că în clătită de asta. Iată-ne aici în altă zi, deși sunt îmbrăcat la fel. Haideți să vă arăt ce am luat astăzi. Eu mi-am luat The Trip to Istanbul, se numește. Carne de vită pe șiș, lipie, sosuri, ceapă, în fine. Mă simt cam Turcia și Matilda și-a luat, ce ți-ai luat? Seafood noodles. Noodles cu seafood, tăiței cu fructe de mare, ca să zicem în română. Și cu cocos, cu lapte și de cocos. Și cu cocos. Din ce-s făcuți tăiței? Ok. Are totul căzut pe față, nu se vede. A fost foarte bun, deci chiar niște fajitas excelente cu carne de rață. Dar ardeiești aiuți moarte. Plâng acum aici ca o fetiță, pentru că... Și îmi puneam așa câte o feliuță sau două în fiecare clădită. Bun. Plăcut. Cum a fost salata ta? Excelent. Aș mânca salata tot timpul dacă ar avea taco prăjit în ea. De asemenea, aș da babi tot timpul dacă n-ar fi copilul cu mine. Sunt invidios că noi tot ieșim cu mașina. Eu n-am mai băut în oraș de 3 luni. De mai mult de când s-a născut Alice. N-ai mai băut în oraș, pe acasă? Nici acasă sunt prea băut? Da, o rup. Astăzi bea non-stop, adică... În schimb, Matilda mai se cinstește așa prin oraș. Ce viață, domne. Ce... Super. Da.